Să vă ridicați în picioare, să citim din Cartea Sfântă, din Evanghelia după Ioan, de la capitolul 1, vom citi câteva versete. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El este viața și viața este lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor care să mărturisească despre lumină pentru ca toți să creadă prin el. Nu el era lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta este adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ei săi și ei săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor care cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Amin. Să ocupăm locurile. În 381, un mare om al lui Dumnezeu pe nume Grigore de Nazianz, despre care am citit în lecturile noastre de duminică dimineața, a spus următoarele lucruri despre Domnul Iisus Hristos. Iisus și-a început lucrarea fiindu-i foame, cu toate că El era pâinea vieții, și-a încheiat lucrarea fiindu-i sete, El care este izvorul apelor vii. A fost obosit, El care este odihna noastră. Iisus a plătit taxe, cu toate că era regele regilor și domn al domnilor. A fost acuzat că are drac, El care a lungat demonii. Iisus a plâns, El care va șterge orice lacrimă. Iisus a fost vândut pe 30 de arginți, El care răscumpăra lumea. A fost dus ca un miel la junghiere, El care este păstorul cel bun. Iisus a murit și prin moartea sa a distrus puterea morții. Iată câteva lucruri extraordinare care se pot spune despre regele regilor și domn al domnilor, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Când El a venit în lumea noastră, nu s-a purtat ca un Mesia așa cum s-au așteptat evreii. Evreii așteptau un Mesia eliberator, să elibereze de romani, să le aducă prosperitate, să se instaleze la Ierusalim și să conducă națiunea aceea așa cum vrea Dumnezeu. Și toate așteptările lor au fost înșelate. A venit ca un copil, s-a născut într-o familie de oameni săraci, a trăit în mod obișnuit ca un tâmplar. N-a știut nimeni de el până la 30 de ani când a făcut prima minune și și-a ales primii ucenici. El nu s-a purtat după așteptările oamenilor. Știți că toate dezamăgirile noastre se nasc din relațiile noastre, pentru că cei cu care suntem în relație nu se poartă cum ne așteptăm noi. Asta înseamnă o dezamăgire. N-ați auzit și nu vi s-a spus mai dezamăgit? Pentru că nu te-ai purtat după cum s-a așteptat persoana respectivă. Și când asta o spun cei dragi din familie, nu? Este foarte dureros. Oamenii au fost dezamăgiți de Hristos, pentru că Hristos nu s-a purtat așa cum s-au așteptat ei. Noi suntem dezamăgiți de Dumnezeu foarte des, pentru că nu se poartă așa cum credem noi că ar trebui să se poarte, nu? De ce am avut accident? De ce m-am îmbolnăvit? De ce n-a ieșit business-ul ăsta așa? De ce n-am câștigat? De ce am pierdut? De ce am fost respins? De ce? Probabil acolo sus, undeva, Dumnezeu nu face după așteptările noastre. Ne dezamăgește. Dumnezeu ne dezamăgește. I-a dezamăgit pe evrei Mântuitorul pentru că nu a venit așa cum și-au imaginat ei.
Este oare Dumnezeu de vină că nu se poartă cum ne imaginăm noi sau vinovați suntem noi că ne imaginăm cum nu trebuie? Faptul că noi nu-L cunoaștem pe Dumnezeu corect și pe Hristos corect ne face să ne imaginăm că El se va purta într-un anumit fel. Și El nu se poartă cum ne imaginăm noi sau cum dorim noi. El este Dumnezeu și se poartă cum vrea El. Oamenii din satul natal din Nazaret l-au cunoscut pe Mântuitorul, pe Iisus, l-au admirat la început, dar când a venit și a intrat în sinagogă și a luat sulurile cărții și a citit din Isaia și a spus astăzi s-au întâmplat aceste lucruri pentru că eu sunt Mesia, au vrut să-L omoare. A venit la ei săi și ei săi nu L-au primit. Lucrurile, versetul acesta vorbește nu numai despre evrei în general, nu? Ci despre săteni. Te resping cei din sat, cei din localitatea ta, te resping ai tăi, rudele tale, familia ta. Când a intrat în Ierusalim, doreau să-L facă împărat. Asta era ținta. Un împărat care face pâine când se foame, înmulțește pâinele și peștii, îți vindecă bolile, este extraordinar. Aceiași oameni însă, după o săptămână, sunt dezamăgiți și vor să-L omoare. La moarte cu El strigă exact aceiași oameni. Față în față cu Iisus și lumea noastră de astăzi nu este diferită de lumea de atunci. Nu ne-am schimbat. Și noi avem imagini greșite despre El și așteptări pe care El nu le onorează. De aceea și astăzi lumea îl tratează incorect pe Mântuitorul. În seara aceasta aș vrea să parcurgem câteva moduri în care oamenii îl tratează pe Hristos. Și să ne punem întrebarea asta în mod personal, eu cum îl tratez pe Hristos? Cum îl tratez eu pe Hristos Mesia, Fiul lui Dumnezeu care a venit în lumea noastră? Cred că cea mai dureroasă afirmație din Biblie este aceasta, a venit la Isai și Isai nu L-au primit. Spuneam și azi dimineață, dacă te resping străinii, nu e deloc plăcut. Mergi la un interviu și nu te vor. Îți trântesc ușa în nas. Mergi la o viză și nu-ți dă. Cine știe, bați la ușă care ți se închide. Este neplăcut. Suferi din pricina asta. Dar când te resping ai tăi, când te resping cei iubiți de tine, asta este o adevărată dramă. A venit la Isai și Isai nu L-au primit pentru că aveau așteptări diferite despre El, de la El, și L-au tratat cum nu trebuie pe Hristos. A fost un sat de samariteni care nu L-au lăsat să intre în sat. I-au trimis vorba, aici nu intri, la noi nu intri. Ioan, apostolul iubirii, de mai târziu, nu? A fost fiul tunetului înainte să se transforme în apostolul iubirii. A zis, Doamne, să cerem să vină foc din cer peste ăștia. Și Domnul a spus, voi nu știți de ce duc sunteți călăuziți. Oamenii nu mă tratează bine. Apropo, nici pe voi nu o să vă trateze bine. Așa cum au tratat pe mine rău, o să vă trateze și pe voi rău. Nu știu de ce noi creștini ne așteptăm să ne trateze lumea bine. Pentru că Domnul a spus, dacă pomului verde îi se face ce îi se face, ce o să se întâmple cu voi uscăturilor, nu? Ce o să se întâmple cu noi? Lumea o să fie tot la fel de rea sau mai rea cu noi decât a fost cu Hristos. Nu o să fim tratați bine de lumea din jurul nostru. Foarte mulți oameni din societatea de astăzi îl tratează pe Hristos ca pe un intrus. Cineva care vine așa ca un musafir nepoftit, le intră în viață, le intră în casă, le intră în afacerile lor și deranjează. Este suficient să-i se rostească numele lui Hristos în școală, să sară în aer tot bordul școlii și să ajungem în ziare și la televiziune. Așa e? Este suficient să pui o cruce undeva ca ACLU să intenteze un proces care durează de zeci de ani, cum este un proces acum chiar până la Tribunalul Suprem,
să se scoată o cruce de pe un monument din America. Este suficient să-i pronunți numele într-o rugăciune. Nu se supără nimeni de Mahomed, nu se supără să spui de Buddha sau cine știe ce altă zeitate, ok? Totul este ok, dar numele lui Hristos este urât și ești maltratat în momentul în care îl rostești și îl folosești. Hristos este văzut ca un intrus. Intră, Domnule, în familia ta, în casa ta, îți strică petrecerea, te deranjează, îți amendează bucuriile. Totul este ok. Până vine bunica de la biserică, ok? Și spune despre Jesus, despre Iisus Hristos. Totul este ok până când un coleg îți dă o Biblie. Dintr-o dată, intrusul ăsta intră în viața ta. Foarte mulți oameni îl văd pe Hristos un astfel de intrus. Dacă citiți Evangheliile, Domnul Iisus a fost în vizită la mulți oameni. Dar la nimeni nu s-a dus neinvitat. N-a intrat în nicio casă neinvitat. Domnul nu este un intrus. Nu intră în familia ta dacă nu-l vrei, dacă nu-l chemi. De ce oare îl tratăm așa? Este ok să ne bădărească, cum zicem noi, deja ăsta e cuvânt băgat în vocabularul românesc, duminica, nu? Să ne bădărească duminica, dar să ne lasă în pace, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, nu? Că ăsta e săptămâna noastră, aia e ziua lui, nu? Intră, Domnul, în conștiința noastră și ne obligă să ne rugăm, auzi? Mama asta, habotnică, înainte să începem supa de pui, nu? Medicamentul, ne pune să ne rugăm. By the way, soacră mi-a spunea că supa de pui, medicament. Ha, mie îmi plăceau medicamente la nebunie. Abia așteptam să le mănânc, le beau. Te pune să te rogi, Domnule. Mergi undeva la restaurant cu un prieten pocăit, Domnule, și ăsta înainte de mânca, s-a apucă să se roage. Să uită toată lumea la noi, nu? Intrusul ăsta intră în viața noastră. Păi te miri ce fereastră, Domnule. Hristos este văzut ca un astfel de intrus. Știți că El nu intră în viața ta ca un intrus, El nu este un intrus, El spune, eu stau la ușă și bat. Dacă deschide cineva, voi intra, voi cinea cu El și El cu mine, vom avea părtășie. Dar dacă nu mă invită nimeni, stau la ușă în continuare. El nu este cineva care intră cu forța în viața ta, îți deranjează liniștea familiei tale. Nu-L mai trata așa, pentru că El nu este așa. El este politeția întruchipată. Toate manierele minunate le găsești la El. N-a jignit pe nimeni niciodată. Cu atât mai mult nu o să intre cu forță în familia ta și în casa ta. Dacă vrea cineva, a zis El, să vină după mine. El nu forțează pe nimeni niciodată. Nu-L mai trata ca un astfel de intrus care strică petrecerile. Tot este ok până a auzit de El. Dintr-o dată s-au ridicat tensiunea. Apoi sunt în al doilea rând oameni care îl tratează pe Hristos ca și când ar fi un fel de hoț care ar aștepta să fure ceva de la noi, Domnule. Nu? Vrea asta să pună mâna pe ce avem noi. De fapt, Mântuitorul a spus o pildă despre păstorul cel bun și odată cu pilda aceasta spunea că cei care nu sunt păstorii cei buni vor să jefuiască turma. Vin să distrugă hoții și tâlharii, vin să distrugă turma, sar peste garduri, nu vin pe ușă, nu vin normal. Hoțul și tâlharul nu iubește turma, ci vine să profite după ea. Unii cred că Hristos vrea să fure ceva de la noi, Domnule, vrea să ia ceva de la noi, vrea să ne ia banii, faima, relațiile, pozițiile, liniștea. Există o,
un teolog catolic, de fapt este o femeie, care a scris despre avantajele de a fi sărac. Ea spunea că statutul preferențial în ochii lui Dumnezeu este săracul și nu omul bogat. Și spunea ce avantaje extraordinare are săracul față de bogat. Pentru că bogatul ori de câte ori aude că vine Hristos, se gândește, mă, ăsta iară face o colectă, iară cere bani, nu? Săracul nu se gândește la treaba asta, el se gândește, oh, dacă vine Hristos, o să mă binecuvânteze. Dacă vine Hristos, o să mulțească pâinile și pește și o să avem de mâncare ceva, nu? Întotdeauna, cei care îl tratează pe Hristos așa ca pe un hoț, să tem că o să le fure ceva, Domnule, o să le ia ceva. Ascultați-mă bine, Hristos n-a venit în lumea asta să ia nimic de la nimeni. Ok? N-a venit să ia de la nimeni nimic. A venit să dea și să dea totul. A venit să ne îmbogățească, să avem viață și să avem viață din belșug. N-a luat de la nimeni nimic. Și nici n-a avut nimic. Cineva a spus atât de frumos că totul ce a folosit împrumutând de la alții. A împrumutat un măgăruș să intre în Ierusalim. A împrumutat pâinile și pește de la un copil să-l mulțească, să dea de mâncare la alții. Până și mormântul, în final, a fost un mormânt împrumutat. Se pare că numai crucea și spinii au fost ale lui din lumea asta. N-a avut avere, n-a avut pământ, n-a avut nimic. El care a făcut întreaga planetă, n-a avut nimic din ea. El a venit să ia ceva de la tine, a venit să-ți dea. Nu-l mai trata în felul ăsta, să te temi de el că, oh, dacă te duci, cine știe, ăsta, nu, nu, o să ne ia ceva. Când eram tineri, încercam să vestim Evanghelia colegilor noștri și toți se temeau că Hristos o să le ia ceva. O să le ia faima, o să le ia titlul de inginer, o să le ia viitorul, o să le ia, cine știe ce o să le ia, Domnule? Că nu aveau săracii mare lucru, cum nu aveam nimeni pe vremea aia. Dar se temeau că o să le ia ceva. Ieri am vorbit cu unul dintre foștii mei colegi de facultate și prieteni și locuiește la Detroit și spunea, măi, dacă s-ar organiza așa 40 de ani de la terminarea facultății anul ăsta, n-ai vrea să mergem. Acum să nu. Ce mi-a spus cineva care a fost anul trecut, zice, și-au luat pozele de pe tablouri, le-au pus în piept la fiecare ca să se recunoască unul pe altul. Nu, pe 40 de ani nu mai știi cine e ăla și cine e ăla. Dar aș avea așa o pasiune să mă duc, să mă întâlnesc cu foștii mei colegi care s-au temut că o să le ia Hristos ceva. Despre unii am auzit că au murit bețivi prin noroaiele șantierilor din România. Au devenit membri de partid comuniști, a venit revoluția, i-a măturat. Cine știe ce mai sunt și ce mai au, nu? Că tare se temeau că să le ia Hristos ceva, o să le ia faima, o să le ia titlurile. Lumea noastră îl tratează pe Hristos așa. Se teme că o să le ia ceva. El n-a venit să ia nimic. A venit să dea, a venit să dea viață veșnică, a venit să ne dea toate bogățiile cerului, să ne facă împreună moștenitor cu el a Tatălui Ceresc. De asta a venit în lumea noastră. În al treilea rând, o mulțime de oameni îl tratează pe Hristos ca un polițist care îl caută pe criminalul fugar. Și de ce se întâmplă? Foarte ușor îl putem identifica pe Hristos cu sentimentele noastre de vinovăție. Convulsele acelea interioare după ce păcătuim, nu? Care sunt născute din violarea conștiinței noastre, a legilor lui Dumnezeu, toate astea sunt inerente, sunt normale. Autocondamnarea, nu? Toate astea sunt efecte destructive ale unei vinovății nerezolvate care o avem în noi înșine. Și atunci punem toate lucrurile astea pe seama lui Hristos.
pe seama lui Dumnezeu. Dumnezeu e aici și acum mă pedepsește pentru păcatul care l-am făcut. Hristos este ca un polițist care acum m-a prins. El știe. Știe că am mințit, știe că am furat, știe că am făcut crima respectivă, știe toate lucrurile astea, că m-am înșelat nevasta, știe toate lucrurile astea și acum mă leagă. A venit să ne prindă. A venit să ne prindă. La asta contribuie și biserica. Contribuie și biserica pentru că îl prezentăm pe Hristos așa. Contribuie și biserica pentru că adâncim sentimentele de vinovăție ale oamenilor în loc să le rezolvăm, în loc să-i aducem la Hristos. Sunt foarte populari predicatori, mai ales între români. Condamnă păcatul, frate. Ăla e predicator, nu? Păcătoșilor, mizerabilor, hoților, tâlharilor. Și la români le place să fie bătuți. Ce predicator nemaipomenit. Spune lucrurilor pe nume, condamnă păcatul. Ok, fine, dar ce faci, ce soluție dai la treaba asta? A fost la o conferință de tineret în România și m-am îngrozit, efectiv m-am îngrozit. Au fost doi predicatori înaintea mea care pur și simplu le-au intrat cu buldozerele în sufletele acelor copii și au acuzat de pornografie, că se masturbează. I-au ridicat în picioare. A fost un dezastru total. La sfârșit m-am legat de ei și am spus, băi oameni buni, văd că sunteți foarte pricepuți să le creați sentimente de vinovăție la copiii ăștia și e normal să facă tot ce a spus voi. Poate fac și mai lucruri mai rele, nici nu aveți voi imaginație ce fac ei. Dar nu le-ați oferit nicio soluție, mă băieți. Nicio soluție. Și atunci o biserică care condamnă păcatul, nu? Adâncește sentimentele de vinovăție a omului, nu? Care se simte mai mizerabil după ce a venit la biserică, și atunci pune pe seama lui Hristos, pe seama lui Dumnezeu, care e un polițist cu ochii pe noi. Cum calci pe bec, cum te-o arzi? Vine amenda. Începem să gândim așa. Ne-a prins polițistul și ne-a dat o amendă, deja știm de ce, nu? N-am dat bani la biserică. A Domnului pe noi, pac! Gândim în termenii aceștia. Dumnezeu un polițist, cum ai trecut pe roșu, cum te-a amendat? Stă cu fluierul în gură, când îți merge bine, cum fluieră una. Și te apucă amețelele. Dumnezeu nu este așa, Hristos nu este așa. Evanghelia este vestea bună că pentru păcatele tale s-a plătit, că Iisus Hristos a murit la cruce pentru păcatele tale. Asta este Evanghelia. Evanghelia nu este condamnarea lumii, ci vestea bună că lumea este salvată prin moartea de la crucea lui Iisus Hristos, a Fiului lui Dumnezeu. Știți care a fost ultima rugăciune a lui Hristos pe cruce? Una pentru mine și pentru tine, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Asta este Evanghelia. Hristos nu este polițistul care te amendează. Este salvatorul nostru. Este mântuitorul nostru. Apoi, în al patrulea rând, există oameni care îl văd pe Hristos și îl tratează pe Hristos ca pe un cercetător care stă la ușa noastră. Nu? Poate că satana ne-a făcut să credem că Hristos are ceva nevoie de la noi. Nu? Stă la ușă și așteaptă milă. Există un întreg folclor pocăiesc dezvoltat pe tema asta. Hristos, un cercetător care umblă din casă în casă, primește-l pe Domnul în zdrențe. Ați auzit poezii, imagini, ilustrații cu chestia asta, nu? Să-i plângi de milă, nu alta, lui Dumnezeu. Să-l iai în casă. El este regele regilor și domn al domnilor. Nu are nevoie nimic de la noi. Nu este cercetătorul care cere mila ta. Primește-l pe Iisus că stă la ușă și frig și bate vântul și e ger ca la Detroit. A înghețat și cascada Niagara.
No. Am găsit o caricatură foarte faină. Este unul curăță zăpadă, e până la gât, în tranșee. Câinele de vezi vede o ureche, copilul și nevasta deschide ușa și strigă. Zice, hai repede la telefon. Și el zice, dacă sunt neamurile mele din Arizona, nu vreau să vorbesc cu ele. Nu vreau să vorbesc cu ele. Nu vreau să vorbesc cu ele. Hristos nu este cerșetorul de la ușa noastră de care trebuie să ne fie milă. El are pentru noi toate bogățiile cerului și vrea să ni le dea ca să devenim o binecuvântare pentru alții. Să fim o binecuvântare pentru alții. Alții îl văd pe Hristos și îl tratează ca pe un șef dur, foarte pretențios. Știți că Domnul Iisus nu are deloc dorința asta egoistă să devină șeful tău, bossul tău. Oamenii cu care lucrez eu m-au cunoscut și în altă ipostază, așa, de șef de șantier, nu? Și s-au plâns că e o diferență între păstorul Ascău și conducătorul de lucrări. Probabil că este o diferență. Dar Domnul nu este un asemenea șef rău, nu? Care îți bagă de vină că nu știi să pentuiești. Să ai o toleranță mai mare decât aia care trebuie, nu? L-a tăiat scânduri și tu bai fori. Domnul nu are nevoie de cineva care să asculte de el, pentru că are miliarde de îngeri. Și el nu se supără deloc că tu îi întorci spatele. Nu pierde nimic că tu n-asculți de el și nu te supui lui. Are miliarde de îngeri care ascultă de el. El însă ar vrea să fie domnul vieții tale, să nu te lasă pe mâna altui domn, care este diavolul, care este un distrugător și un ucigaș. Când vei accepta domnia lui Hristos, vei descoperi de fapt adevărata libertate. Adevărata libertate este când descoperim supunerea față de Hristos. Cineva spunea că noi nu suntem liberi decât pentru secunde în viață, când alegem cum îi vrem să slujim, lui Dumnezeu sau diavolului. Atunci avem libertatea să alegem. După care urmează să slujim celui care am hotărât să-i slujim. Ultimul mod în care este tratat Hristos de societatea de astăzi, și nu este tratat deloc frumos, este că sunt unii oameni care îl tratează pe Hristos ca un director de pompe funerale. Ai nevoie de el la moarte, nu? Singura slujbă pe care o are Domnul este să ne ia sufletul și să ne-l ducă dincolo, să aibă grijă de veșnicia noastră. Unii oameni îl chiar asociază pe Hristos cu mormântarea și cu moartea. De aceea îl și ocolesc, nu? Aud de el numai la mormântare. Că restul se ferește de orice biserică, de orice Biblie, de orice e religios, dar la mormântare n-au de ales. Ba moare bunica, ba nu știu cine. Și atunci, dintr-o dată, descopere că au nevoie de Hristos pentru trecerea în lumea de dincolo. Hristos a venit în lumea noastră să transforme durerea morții în bucurie. A venit în lumea noastră să aducă învierea. Și nu numai învierea, ci și o viață de belșug în viața aceasta de fiecare zi. El nu este un director de pompe funerale la care să apelezi numai dacă mori sau moare cineva. Iată câteva moduri în care oamenii îl tratează pe Hristos în zilele acestea. Întrebarea mea în această seară, cum îl tratez eu? Îl tratez ca pe un Mr. Fix-It, nu? Doamne, repară-o, că am stricat-o. Mergem la Domnul numai când se strică ceva, când nu merge ceva bine. Help me, Lord. Asta e singura rugăciune care se pare că mulți o spunem. Sau El este mult mai mult din tot ce am auzit în această seară. El este
Domnul vieții mele este prietenul meu intim, este iubirea inimii mele, a sufletului meu. Fie ca Duhul Sfânt să ne deschidă ochii, să vedem pe Iisus așa cum este El. Cine este El? El a venit la ai săi. Știi că tu ești unul din ei, din acești ai săi, eu sunt. El a venit la noi, la mine și la tine. A bătut la ușa mea. Am stat dincolo de ușă și am bănuit că vine un intrus nepoftit la masa noastră. Vine cineva care vrea să ia ceva de la noi. Am bănuit că este cineva care o să ne creeze sentimente suplimentare de vinovăție. Am bănuit că este un fel de cercetător care are nevoie de mila noastră și noi îi acordăm milă lui Dumnezeu, nu-i așa? Am bănuit că este un șef aspru care vine să facă ordine în viața noastră. Sau am bănuit că este directorul de la pompele funerale, că s-a terminat ce era determinat. Ce am făcut? Cum l-am tratat până acum? Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă deschide cineva, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Asta se va întâmpla în seara asta dacă îi deschid ușa. Și nu-l mai tratez în modul în care l-am tratat până acum. N-am deschis ușa pentru că am avut aceste idei preconcepute despre el, pe care le-am moștenit, pe care le-am auzit, pe care le-am adoptat, cine știe ce s-a întâmplat. Dacă în seara asta însă El este Domnul și Mântuitorul tău, deschide ușa și se va întâmpla ceva de îndată ce El vine. Știți că modul în care îl tratezi pe Iisus îți va afecta nu numai viața de acum, ci și veșnicia? Iisus este cel mai bun prieten pe care îl poți avea, nu numai pentru viața asta, ci pentru veșnicie. Ce-ar fi să încerci să deschizi ușa și să-L primești? Pentru că le-am încercat pe toate alelalte și știți bine unde au dus. Uitați în viețile altora, oameni mari. Zile trecute un actor de frunte de la Hollywood, faimos, culmea, pentru un film, mașini de mare viteză, a murit într-o mașină la mare viteză. Nu contează cine ești și ce faci în lumea asta, ce ai. Contează relația și modul în care îl tratezi pe Hristos. A fost o întrebare pe care a pus-o Pilat. Și ce să fac cu Iisus Hristos? I-a întrebat pe evrei, ce vrei să fac cu El, Domnule? Este întrebarea noastră a fiecare, ce facem cu El? Nu putem scăpa de El, e aici, bate la ușă. E în lumea, a venit în lumea noastră, nu mai putem nega. Este aproape peste tot. Unde îți întorci privirile, e o biserică ridicată în numele Lui. Deschizi televizorul și sunt câteva canale de televiziune care vorbesc despre El. Radioul la fel, ziarele la fel, internetul este plin de El. El este o prezență, este o realitate a lumii noastre. Bate această realitate mare la ușa ta. Ce facem cu ea? Asta este întrebarea pentru seara aceasta. Va deveni Hristos cel mai bun prieten al meu sau voi continua să-L am de dușman până în eternitate? El a spus-o foarte clar. Cine este cu noi nu este împotriva noastră. Nu poți să fii decât pentru El sau contra Lui. Nu există o chestiune de neutralitate aici. Eu am avut o experiență foarte dură în viața mea. Am avut un prieten bun, trecut prin necazuri și știam că ăsta o să fie cu mine în necazurile alea. Știți ce mi-a spus? El e neutru, El nu se bagă, El e neutru.
Nu mai poți să lui pentru chestia asta. Pentru că nu puteai să fii neutru. Nu poți să fii neutru într-un asemenea conflict care nu este de dimensiuni planetare, este de dimensiuni cosmice aici. Este conflictul între bine și rău, între Dumnezeu și diavolul. Nu poți să fii neutru, Domnule. Nu poți. Nu există neutralitate. Ești cu El sau împotriva Lui. Deschizi ușa, sai o trântești în nas. Două variante, nu există alta. În seara asta, întrebarea este extrem de simplă. Cum îl tratăm? Cum îl tratez eu pe Hristos? Deschid sau nu deschid? Va fi pe piatra mea funerală acest epitaf îngrozitor. A venit la Lascaux și Lascaux nu l-a primit. Sau a venit și a deschis ușa. Haideți să ne rugăm în seara asta și dacă aveți pe cineva pentru care vreți să vă rugați, este o ocazie foarte bună acum. Știți pe cineva care îl tratează cum nu trebuie pe Hristos? Și, Doamne, uneori sunt copiii noștri, sunt rudele noastre, sunt prietenii noștri. Vreau să ne rugăm Domnului pentru ei. Să aibă milă și să se bată în continuare la ușă, să nu plece. Pentru că s-ar putea să trăim drama aceea din Cântarea Cântărilor. Știți, povestea atât de extraordinară. O, m-am urcat în pat, sunt curată pe picioare, nu mă deranja, toate sunt ok. Pe urmă îți pare rău și te duci să deschizi și iubitul nu mai era la ușă, a plecat. A plecat. Regretele alea țin o eternitate. Regretul acesta te va însoți în veșnicia iadului. El nu stă la ușă tot timpul. Este o vreme pentru fiecare, o vreme a cercetării pentru fiecare. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și să ne rugăm Domnului să mai bată la ușa celor dragi ai noștri și să ne ajute să nu-L mai tratăm cum nu trebuie. Să-L recunoaștem ca Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților. El să fie și Împăratul nostru. Doamne, în seara aceasta stăm înaintea Ta, Doamne, și am vrea așa de mult să ne cerem iertare că Te-am tratat acum.